prințesa și bobul de mazăre. Feciorul unui împărat dorea să se însoare. A tot căutat să-și ia de soție o prințesă adevărată, dar dintre câte prințese a cunoscut în toată lumea, niciuna nu l-a convins că ar fi prințesa adevărată. S-a întors la palatul tatălui său, convins că va rămâne singur toată viața, că nu mai există prințesa adevărată. La palatul împărătesc a venit într-o bună zi o fată necunoscută care a cerut găzduire peste noapte, pretinzând că este o prințesă. Împărăteasa, care vroia cu tot din adinsul să-și însoare feciorul cu o prințesă adevărată, i-a pregătit o cameră pentru noapte. Și, pentru a se convinge că era o prințesă adevărată, s-a gândit să o pună la încercare. Așa că, sub cele 20 de saltele și alte 20 de plapume din puf, a pus un singur bob de mazăre, fără ca cineva să o fi văzut. Odată cu venirea dimineții, împărăteasa a intrat în cameră și a întrebat-o pe prințesă: "Ai dormit bine azi noapte? Te-ai odihnit?" "Am dormit groaznic," a răspuns prințesa, "sunt obosită de parcă nu aș fi dormit nimic. Pe fată o dureau toate oasele și era plină de vânătăi, așa de tare iritase pielea fină bobul de mazăre." Era o prințesă adevărată, iar împărăteasa era tare mândră că-i găsise prințului fata potrivită pentru rangul lui. Acum o puteau crede că era deviță nobilă. Prințul era fericit că mai există măcar o prințesă adevărată pe care o putea lua de soție.